Bună seara, stimați telespectatori! În această emisiune important vom discuta despre tineri, despre tinerii care fac afaceri, despre oamenii care au revenit din diaspora, așa cum spunem noi în ultimii ani. Asemenea, cazuri în Republică sunt, trebuie să spunem că poate nu sunt așa de multe, dar ele totuși sunt. În această seară vom discuta cu domnul Grigore Manole, care este antreprenor, este de la Nisporeni și este o persoană care a revenit din diaspora. Bună seara, domnule. Bună seara, bună seara. Vreau să vă spun că nu fiecare are curajul să vină și să vorbească. Pe de o parte de succes, pe de altă parte de toate greutățile și mai departe, care sunt atunci când oamenii revin acasă, când încearcă să facă o afacere, când încearcă să angajeze undeva, să găsească un loc de muncă. Eu aș vrea ca dumneavoastră să încercați să povestiți ce v-a reușit în ultimii ani. Fiindcă eu văd anumite postări unde dumneavoastră, în principiu optimist, vorbiți despre lucruri care le faceți, dar pe de altă parte uneori și vă revoltați că uneori poate nu suntem așa de eficienți ca administrație publică, ca oameni mai facem. Pe teritoriul localităților sunt mai multe probleme legate și cu ecologia, și cu organizarea, și așa mai departe. Și văd că pe dumneavoastră, așa, ca un bun cetățean, asta vă deranjează. Sunteți persoane revenite din străinătate și eu vă întreb tradițional, cum ați ajuns acolo? Cu avionul. Cu avionul, da. No, am câștigat green card și am ajuns în Statele Unite, am lucrat acolo aproape 10 ani de zile și m-am întors acasă. Și ați povestit dumneavoastră despre că trebuie să mai vin niște persoane și nu au venit. Eu, fiind o persoană cumva publică și mă cunosc prea mulți oameni, cele mai multe mesaje le primesc, mai ales când îmi spun offer-urile pe internet, băi, grișa, nu te temi. Apoi oameni buni, de atâta când ne temem, să discutăm și să vedem problemele cu ochii noștri, nu cu ochii la alți lume, la altă lume, sau nu să spunem ceea ce ne se spune, dar ceea ce vedem, atunci de atâta trăim așa cum trăim și de atâta avem și ceea ce noi avem. Cu părere de rău asta. Lipsește activismul civic. Da. El nu-i. Noi, generația noastră, am în vedere anii 80, anii 90, am văzut activism după 85 și atunci la 88-89, mișcarea națională, mișcarea pentru limbă, pentru suveranitate. A fost așa un val foarte puternic. Dar în ultimii ani trebuie să cad de acord cu dumneavoastră că uneori e ca sistemul oamenii să vină la televiziune și să vorbească despre un subiect oarecare. La mine fiecare a doilea mesaj în privat e grișa, nu te tine, într-o zi să vii, într-o zi să te închidă, într-o zi să-ți fac și într-o zi să-ți închidă business-ul, într-o zi să-ți închidă familia, într-o zi să-ți închidă pe tine. Eu venind din altă parte și făcând comparații cu ce am văzut acolo și ce văd aici, adică eu n-am numit pe nimeni, nu vorbesc nicăi de rău, eu vorbesc strict și văd, deși eu trebuie să tac. Dumneavoastră ați fost în Statele Unite. Da. Americanii? Da. Cum se comportă ei? Bine. S-o-chim. Ei nu sistem de autorități? Nu. Ei vorbesc liber? Acolo, da, vorbesc liber acolo dacă și trebuie să tem cineva, ai poliție. Poliția acolo are chiar prea multe drepturi. Adică cumva, cum la noi, de exemplu, te oprești poliția și tu îl întregi motivul, acolo dacă îl întregi motivul, te trezești deja în pușcărie. Nu știi cum ai ajuns. Da. Poți fi încătușat dintr-o dată. Deodată. Deodată și poți și și-a împușcat. Dacă și încerc eticheta. Și bătut? Da. Bătut nu, ei nu bat, e bușcă. Bușcă pe tot. Da, ei nu se joacă. Bună glumă. Da, de reușite și nereușite. Eu am un an de zile de când sunt în Republica Moldova. Eu, pe mine, pot să spun din ce văd eu și din cum ni s-au deschis nii cărțile într-o an de zile, lumea din Republica Moldova nu se duce din cauza banilor. În Moldova se fac bani. Spate de făcut bani. Dar oamenii nu se duc din cauza banilor. Oamenii se duc din cauza mentalității, oamenii se duc din cauza stilului de viață și oamenii se duc din cauza dezbinării. Dezbinare. Noi suntem o societate dezbinată. Da. Noi între noi nu ne putem înțelege. Nu. Pe teritoriul unei localități, într-un raion. Pentru că fiecare, și asta nu poți să înțelegi. Dacă de la religie, adică până la tet, e dezbinare. Tet.
tu nu ai dreptul să te duci în... Dicolo să începi, da? Din sat. Într-un sat tu cum el, dacă într-un sat tu cum el se întâmplă dezbinarea în societate, în toată Moldova, asta e strașnic. Puteți dacă americanii, ca dumneavoastră, puteți compara comportamentul nostru a moldovenilor și acel americanilor, dacă ei sunt mai liberi, dacă ei nu se tem să vorbească, dacă ei probabil că sunt mai solidari, că n-au de rezolvat o problemă publică acolo la nivelul localităților. Dar noi, de fapt, solidaritatea tot este. E că, de exemplu, când s-a făcut gazificarea, da, s-au concentrat oamenii pe mahalale sau apeductele. Când sau că n-au de făcut un proiect pe sat. Primarul ia domnă pe ea că trebuie să facem proiectul ăsta, o să avem drumuri aici, o să avem iluminare. Și oamenii, în principiu, participă cu... Dar totuși... Noi participăm că vrem drumuri, vrem apă, vrem canalizare, da, vrem gaz, dar nu le avem. Adică la noi se discută din 91. Din 91 suntem independenți, corect? S-a tras gazul până la marginea satului. De la marginea satului fiecare om a pus bani ca să-și tragă gazul până la poartă. Și tot noi suntem oamenii cei buni la suflet care încă și le achităm pentru asta. Da? Noi, numai în Republica Moldova există chestia asta de a, ca tu să-ți tragi toate comunicațiile și tot după asta trebuie să achiți. Ce înseamnă asta? Vreți să spuneți că în alte țări nu există? Nu. Nu. Statul e dator să-l tragă, sau nu statul, dacă astea sunt business-uri, da? Gazul nu e a statului, lumina nu e a statului, da? Acum doar adică, companiile private. Corect. Deși compania privată o aduci până la tine o gradă, practic. Nu? Da. Nu. Dar cum? Nu, tu ți aduci până la tine tot o gradă. Nu, dar tu, la noi nu e tot așa? A? Noi tot pentru asta plătim. Cam tot așa și la noi. Nu, în America, de exemplu, da, acolo ți-ai făcut casă în vârful dealului, statul îți face drum, îți trage apă, îți trage gaz, îți trage... Adică tot și infrastructura statul o duci până la capăt. Da, eu înțeles. Da. Aici nu e așa. Aici tragi gazul tax, trebuie câte 4.000 de lei la fiecare persoană, deși numai asta. Și ți-o făcut tot drept până la poartă. Aha, dar tu de la poartă până acasă, mai e cu 40 de metri. Iar, cheamă, sap, puc, trebuie. Eu mă întorc la ideea dezbinării, că dumneavoastră o abordați și aici în emisiune și văd uneori în posteri. De ce noi suntem dezbinați? Probabil că și pornește de la educația de acasă, la educația de la școală. Eu nu știu. Știți, cândva, cer scuze, că cândva noi am avut în școli, în perioada sovietică, am avut niște organizații care educau solidaritate. E ca organizația pionerească, organizația consumulistă, mai erau organizații care se numește organizația timurovistă. Și acolo se organizau niște activități social-utile, cum spunem noi. Hai să sădim copaci. Da. Hai să ajutăm la lucru niște bătrâni, niște veterani. Da? Hai să-i ajutăm la lucru, să le tăiem lemne, să le aducem apă și mai departe. Erau elevi, eu țin minte la școală, elevi care erau din organizații care erau responsabili. Acum veteranii puțin, dar atunci erau mulți. Și ei lucrurile stau altfel ce eu, cumva. Acum, parcă suntem, cum ați spus dumneavoastră, țară independentă, parcă suntem liberi, ar trebui parcă să avem mai multă inițiativă. Nu, inițiativă zero. La noi a treia parte din populație așteaptă să fie rușii și să-i salveze și nu înțeleg de cine. A doua parte se gândește că dacă noi mâine să intrăm în Uniunea Europeană și, Doamne ferește, trebuie numai decât să intrăm în Uniunea Europeană, că cum s-a semnat actul de intrare în Uniunea Europeană, Republica Moldova, când îți deschizi ușile, ferestrele afară, a să înșeapă, să înșeapă a clădiri mari, să fie frumos pe afară, trotuare, flori, da, oameni mulți. Și a treia parte, să roagă la Dumnezeu mâine să ploaie sau să facă roadă. Dar nimeni nu s-a apucat de lucru. Nici așa care e pro-rus, nici aici pro-european și nici aici care crede în Dumnezeu. Totuși noi lucrăm puțin. Nu, noi nu lucrăm deloc. Deloc? Deloc. Noi nu facem nimic. Noi nu ne putem... Dar poate ne trebuiește organizator? Trebuie. În Statele Unite, pentru altele, că noi vorbim de afaceri. În Statele Unite, cum merge chestiunea asta cu micile afaceri? În ce măsură americanii se pot organiza? Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine. Eu, acolo, practic, noi toți suntem... antreprenori într-o oarecare măsură. Adică noi toți lucrăm pe propria noastră afacere. Da, propria afacere. Da. 10 ani de zile eu nu știu, eu n-am păstrat un cec. Eu nu știu ce înseamnă asta. Nu te controlează nimeni. Nu te controlează? Cu nică. Plătești taxe, ești ok, nu te sapă, nu te... Dar ce înseamnă plătești taxe? La nivel mai mare poate există chestii genul, da, dar tu ai cardul, tu nici nu poți amăzi... Înregistrarea unei afaceri e destul de simplu, 5 minute. 5 minute. Da.
Și statul nu umblă în fiecare zi să te pui... Deloc. Tu lucrează, plătește-ți impozit, hrănește-ți familia și e organizat și nimeni n-are nicio treabă cu tine. Absolut. Absolut. Deci și la noi s-ar părea că noi vrem să luăm modelele astea bune occidentale. Și Statele Unite, și Germania, și țările Scandinave reprezintă un model. De fapt, mai multe țări acolo modele bune. Deci ministrii noștri nu sunt stare să iei, deci asta ia să iei ca model. Eu nu știu ce fac ei, dar nimeni nu a făcut nică bun pentru țara asta în timp de 33 de ani. Nimeni. Nimeni. Și pot să vă dau exemple concrete. Dacă măcar într-o an era Ghini sau într-o oarecare, da, într-un mandat al lui cineva era Ghini, nu se ducea atâta lume din țară. La noi mai mult de jumătate se duș. Și aceștia care au rămas, ori n-au încotro, ori au o afacere bună și cât de cât ei muncesc și mențin cumva activitatea țării este, sau sunt bătrâni, sau sunt copii. Dar atât se gândesc să se ducă. Păi, noi am ajuns astăzi să discutăm despre deși nu facem, că nimeni nu a făcut nimic pentru țara asta. Nu, vedeți că cei care afirm că nimic absolut nu s-a făcut, poate tot sunt categorii și aici eu nu aș fi de acord cu dumneavoastră, dar accept punctul ăsta de vedere că el există. Că s-a făcut... Nu, dar pe unii lumea. Dar unii rezultat. Unii rezultatul. Da. Eu asta văd. Eu nu cunosc, eu nu spun politic, eu n-am fost niciodată nici într-un partid, nici nu mă interesează să știu, dar eu văd cu ochiul țăranului, da? Da. Păi, tăți se laudă, ia ca, hai să vorbim așa. Deci luăm o gazetă de la un partid politic. Da. Ne uităm acolo. Ce te crușești. Te crușești. Câte miliarde și câte milioane de dolari s-au băgat în țara asta. Da. Milioane și miliarde. Noi nu avem atâta populație în Republica Moldova, câte milioane s-au băgat aici. Nu că milioane, miliarde. 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 Dacă dădem la fiecare cetățean câte 1 milion de euro, da? Apoi țara asta arăta, e ca așa. Dar unde-s banii ăștia? Unde-s banii? Tu vii și faci agitații politică într-un club făcut de Uniunea Sovietică, stând pe trotuarul ăla, tot de Uniunea Sovietică, vorbind despre milioanele primite, ba de la ruși, ba de la europeni, ba de la austrieci, ba de la nu știu cine, și băbuțile se uită, da, cu cancaloș în glod. Păi unde-s banii? Unde-s banii? Pot fi întrebat toate guvernările, inclusiv guvernarea de astăzi. Tăti, nu? De la 91 încoace. Pe tăti trebuie să întrebi. Oi, unii-s banii? Și unii-s banii? Unii-s rezultatele? Noi vrem să facem afaceri, noi vrem să aducem tineretul acasă. Republica Moldova nu are niciun viitor dacă nu se întorc băieții acasă. Este posibilitate, în general, să-i întoarcem? Ia că dumneavoastră închipuiți-vă, eu vă spus că absolut sincer, închipuiți-vă că sunteți un... președinte de raion. Da. Nu vorbesc ministru. Poate și ministru. Mâine o să fiți. Că aveți gânduri bune, interesante, raționale. Păi sunteți un președinte de raion. Pe teritoriul raionului, la nesfârșit sunteți, da? Pe teritoriul raionului este, în principiu, este agricultură. Ca ramură de bază. Industrie poate fi acolo, nu știu, 10%, 15%. Da. Restul e comerț, una, alta, a treia, a patra. Dar având realitatea economică care este, jumătate de agricultură distrusă, industrie noi, tineri practic nu. E ca la ziua de astăzi, cu potențialul care este, uman, industrial și așa mai departe, e posibil de făcut dezvoltare acolo? Da. Eu o văd. O vedeți? Da. Nu pune piedici la nimeni. Cu toate că eu nu prevăd piedici, dar nici nu văd curajul ăsta de a te lăsa să faci ceva. Dar ce ați face dumneavoastră ca președinte de raion? E că noi vorbim de o chestiune, că noi activizăm. Aici trebuie, e problema de țară, mă scuzați că vă întrerup, e problema, noi atâta industrie ca atare avem chiar și nispărieni, nu vorbesc, dar la nivel de țară, dacă ne ducem prin toate satele, sunt o grămadă de fermi, o grămadă de depozite mari, șeți râschite, rămas. Rupti, da. Da. Și cineva le-o luat de la stat. Proprietate. Da, sunt proprietăți, cumva, nu știu cum ajunge. Proprietate private, da. Private, da. Ele au fost a statului, tăi au fost a statului. Și am fost proprietate privată. Și acolo te mănâncă guzgani și îi șer milioane de dolari pe dânsile.
Eu aș m-aș uita cum oamenii ăștia au luat toate chestiile astea și le-au adus la ruină. Și le-aș lua înapoi. Și le-aș da omului care văd... Ca să le luați înapoi, trebuie să le naționalizați. Dar asta vine în contrar Constituției. O să vă învinuiesc. Lasă-i să mă învinuiască, pentru că tu nu poți să mergi pe drum și te uiți în stânga o fermă dărmată, te uiți în dreapta niște frigideri lăsate în părajne, te mai uiți înainte, vezi altceva, tot așa, tot e distrus. Tot e distrus, da? Păi, un om care vine cu inițiativă de a face ceva, să-i spune, băi, trebuie să faci în zona industrială. Dar zona industrială tot e în părajne și tot e vândută de mult. Și ei vor pe dânsului sute de mii de euro. Eu venind, de exemplu, acasă, cu 100 de mii de euro, mă duc și cumpăr unde și ea și eu am rămas fără bani deodată. Și așa, eu numai ca să o stric, că nu mai poți face nici acolo, îmi trebuie încă 100 de mii, numai ca să o stric, da? Și apoi închipă-ți clădia, știi, frate. Eu aș lua și aș da tot înapoi statului. Și când văd un om care vine, într-adevăr, că are nevoie și vreau un teren să facă business, semnează un contract cu statul, de exemplu, în 5 ani de zile, tu, dacă nu ai pe teritoriul ăsta, 30 de angajați. Eu nu mă interesează ce faci tu. Ți-o dau cu un dolar, ia ta cu un dolar. Și dacă tu în 5 ani de zile nu vii cu 30 de angajați, cu impozite plătite, cu și eu, cu și eu, cu și eu, cu și eu, și te-ai făcut aici, înseamnă că ți-o luăm înapoi. Nu putem să trăim într-o țară ruinată așa. Că tot e în ruine, tot ce a fost făcut, tot și spitale avem așa. Acum la tema guvernanță, doar așa, cum ați spus dumneavoastră, care nu a făcut nimic în 30 de ani. Și că ca președinte de raion, în principiu nu o să puteți să le dați proprietățile este care îi spuneți dumneavoastră un paragină. Nu o să le puteți, da. O să vă înglodați. Deci, probabil că trebuie să găsiți alte surse. Dar eu nu sunt împotrivă la ideea respectivă, fiindcă consider că dacă ruina și este 10 ani, 15 ani, 30 de ani, 20 de ani și nimic nu produce, atunci probabil că proprietarul trebuie întrebat. Păi, dar ce faci tu acolo? Dar tu, obiectul ăsta, cumva poate să servească comunității, da? Da. Și poate că, ca cazuri excepționale, ar putea să existe și așa o variantă de naționalizare și pe urmă dai în arendă sau o vinzi cu euro, cum a spus dumneavoastră. Dar e important ca stăpânul viitor să poată să facă ceva. Asta e chestia. Dacă el în curs de 5 ani sau 10 ani nu a făcut nimic, înseamnă că și el o pierde. Da. Noi i-am dat-o lui ca proprietate, dar pe urmă el o pierde. Da. Ar fi o metodă. Eu nu știu dacă undeva se aplică. Probabil că undeva se aplică în anumite țări. Dar vă spun, mă întorc la calitatea dumneavoastră de președinte de raion. Ați fi președinte de raion, asta e o sursă, asta e o posibilitate. Dar încă altă posibilitate. Ca să vină, de exemplu, acolo cumva investiții. Sau să vină moldovenii noștri, care acum, poftim, așa ești din Nu vreau să dau nume. Da. Nu vreau să dau nume pentru că nu e normal. Dar sunt o grămadă de companii care vor să vină să facă business în Republica Moldova. Și anume, de ăștia care șed acolo sus, sunt împiedicați. Deși, el vine și, băi, de exemplu, vreau să fac o fabrică de haine sau vreau să fac o fabrică de încălțăminte pe teritoriul noastră, dați în teren. Ia ca teren. Ia ca fășeț. Da. Dă 100 de mii la tăti combustionari. Adică e vorba de corupție. Da, de corupție. Și oamenii care vin cu capul ăsta sănătos aici și când văd că tu la nivel de sus îi spui omului care vrea să vii să-ți pui oamenii tăi la lucru, să plătească impozit, să aibă tăi salarii, nici tu leacă economia asta, tu și iei bani de la dânsul. Și omul și-a lăsuit la tine și se duce în alt raion, să se duce în România sau să se duce în altă țară și gata, rămâneți aici în sărăcia noastră. Eu am auzit chestiunea asta, nu dumneavoastră sunteți prim, mai spun și alții, și că stau și mă gândesc, ca un fost și eu funcționar de stat. Noi avem o agenție care se numește Agenția pentru Investiții. Acolo e un conducător oarecare, așa înțeleg eu, el are statutul așa ca de nivel de viceministru, secretar de stat, adică e locțitor. Dar eu aș fi de acord cu dumneavoastră că chestiunea asta a investitorilor străini, mai ales când noi vorbim de aducerea diasporei înapoi sau aducerea ca așa unor investiții serioase care ar crea locuri de muncă. Da. Deci și să noi iei sub coastă, de exemplu, chiar președintele statului sau chiar prim-ministru. Când s-au apărut întrebări de astea, domnul prim-ministru, e că oamenii ăștia nu pot trece. Încă dă să cer milioane, să cer dintr-o dată corupție din stat. I-am dat o idee. La nivel de raion, ar trebui fabrica aceea respectivă să vină la dumneavoastră. Da. Și dumneavoastră le-ați găsit locul unde? Eu le găsesc locul la tăi. Și sunt oameni care, într-adevăr, vor să facă ceva și n-au unde. Că-i vândut atât.
Dumneavoastră, n-ați participat în campanie electorală locală? Nu. Dar de ce? N-am văzut un potențial partid sau un potențial om care să fie cu gânduri creștine, cu gânduri normale pentru țară. Dar toți vă înaintați pentru altul și independent. Da, dar n-am vorba de colectarea semnăturilor. Da, da, eu cred că colectam, eu n-am experiență și eu nu vreau să-mi bat joc de raionul meu sau de satul meu. Atâta timp cât eu nu am experiență în administrarea publică locală, eu am avut om care s-a ținut de mine să mă duc și eu să candidez la oricare partid. Dar nu m-am dus. Nu m-am dus că nu-mi permit să-mi bat joc de raionul meu. Eu vreau să-l ajut să crească. Dar nu vreau să-mi bag joc de dânsul. Că eu o să mă duc și mâine să devin primar, neștiind ce înseamnă administrare publică locală, eu îl falimentez în timp de două ceasuri. Și pe urmă și să mă râdă, mă arată lumea cu cior. Credeți-mă pe mine, cu experiența mea, că dumneavoastră veți fiți un primar bun. Nu din start, eu sunt de acord că nu în primele zile, aici trebuie vă jumătate de an să intre în toate problemele, dar era posibil. Adică e un sfat pentru de viitor, pentru dumneavoastră. Nu spun că o să vă ajut altă dată, dar vreau să vă spun că aveți potențial. Adică dacă știți să faceți o afacere, eu am văzut cum dumneavoastră le puneți, le știți, apar idei una după alta, chiar internetul. Eu cred că unii oameni așa interesant, ei nu mă vor urmăresc dumneavoastră, de-am le apar idei. Stai, bă, uite, Grigori face așa sau face dincolo. Dar conducerea unei localități nu se deosebește prea mult. Acolo tot, de fapt, toată gospodăria satului e o afacere. Dacă te ocupi numai aștepți de la guvern, dai-te, că la noi mulți primari așa și fac. Ei așteaptă ca să dai. La noi țara așa-i. Țara așa-i. Nu e la nivelul ăla, că dacă e despre... Probabil că e educație, că noi vorbim de educație. Dă să deschide mamuia televizorul și acolo să vedeți numai mulțumiri. Mulțumim Europii când i-o dat, mulțumim României când i-o dat, mulțumim nu știu la cine când i-o dat. Dar ce noi suntem impotenți, noi chiar nu putem face nici, noi trebuie să tătă ziua să ne ținem de mulțumim. Eu când aduc aminte pe timpul pandemiei, când rușii i-o dată ca așa într-o coropșică, ia ca așa într-o coropșică măști. Și a făcut conferință de presă, când i-a dat 1000 de măști, nu știu cât, intram în pământ de rușine. Da. Au venit cu avionul din România și ne-au adus tot așa două lădiți, nu știu, cu avionul au venit, ca să aducă două lădiți. Uite, și chiar așa de proști suntem noi ca națiuni să ne faceți voi pe noi de râsului. Eu serios, eu am crezut că n-ați discutat mai despre politică, dar... Eu nu pot înțelege chestia asta. Asta e viața noastră, nu e vorba. Eu nu pot înțelege chestiile astea, știi? Și zici că orică rușenii vor ghenile, orică europenii, dar nu văd eu nici unul să ne vor adă ghenii atâta timp cât ca să cheltuie, ca să vii cu avionul în Republica Moldova, au costat de 3 ori mai scump decât ce i-a dus tu în iarci cu șeală. Nu ai de proști, să-și. Sau ăștia au venit cu lădiți așa ruși și au pus flagul rușilor pe măștile și ele. În pământ între de rușine. Deci și noi nu avem niște fabrici care să facă răb de măști. Nu, ei pe urmă s-au apucat și le-au făcut pe urmă, dar pe urmă, la prima etapă țara era fără măști. Nu avem 1000 de măști, adică da. 1000 de măști și... Apare întrebarea cum ministerul nostru, care în cazul unei situații excepționale sau în cazul unui cataclism, ca de exemplu, chimic sau nuclear sau biologic, ei trebuie să aibă rezervă. Noi atunci tot am pus întrebările respective. Eram consilier la domnul Dodon și am întrebat, cum așa ministerul nu are? Dar ei, ministerile se trebuie, dintr-o dată ministrul trebuie dimisionat în aceeași zi pentru asta. Ei, bun, astea sunt alte întrebări. Dar dumneavoastră aveți dreptate că noi îmblăm ca niște cerșători. Noi așteptăm cerșători. Să ne iei bani. O, nu... Dă să îmblăm după piață, fraților. Dă să îmblăm după piață, să ne deschidă ușile și la China, și la India, unii sunt oameni. Pentru că noi agricultură facem mâini, așa avem de tăcele. Mâini, dar noi nu avem piață. Ne șed băieții cu mierele pe la nord și ala le calcă cu tractorul, când au și face cu dânsile. Și la China nu vrea să cumpere miere de la noi. Știți de ce? Pentru că taxele sunt mari. Noi nu avem contract cu dânsii. Înțelegi? Ei vreau mierele noastre. Ca să le devamez la dânsii, nu știu cum, există o procedură. E greu, da? Da, e greu. Așa și cu pruna uscată și cu tot așa. Ei vor să cumpere, dar ei nu, chinezii nu sunt oameni proști, ei vor să plătească cât mai puțin. Da? Dar noi dacă nu avem cu dânsii legături normale, dar și unde se facă? Eu din Nisporeni, în Șândreni, acolo? Nu, trebuie să le fac oamenii ăștia de sus, oamenii diplomați, să ducă, să vadă, băi, uite și miere bune avem noi, și pierzi uscate avem, mă, noi avem așa ceva. Cumpărați-i fraților de la noi, că sunteți 2 miliarde de oameni.
și nu aveți loc de 2-3.000 de tone de piajă să o cumpărați la noi, ei n-au. Au. Dar nu există voință, eu cred că noi. Sau iar voința lor costă prea mulți bani. Înțelegi? Eu asta văd. Nu, și mai este politica asta de stat care noi aducem ultimul timp, e nu e echilibrată. Noi ne-am orientat numai spre Uniunea Europeană și restul ce e legat cu spațiul estic, dar noi istoric, tradițional suntem legați cu spațiul estic, adică nu definitiv, dar în secolele de mijloc, adică în Evul Mediu, aici era un echilibru. Erau 13-14 țări unde Moldova avea legăturile acestei economice. Și uneori 60-70% de mărfuri se duceau pe piețele. Belarusului de azi, Poloniei, în partea Rusiei, în partea Ucrainei contemporane. Și acum când turuchi, mai ales războiul pe parte, și mai ales și a doilea, mă uit că și politica care noi o ducem, că dacă ne pornim spre integrarea europeană, noi uităm că, băi, dar mai avem și acolo posibilități. Și tu dacă ai plecat, dacă dumneavoastră sunteți legat cu afacere, tu dacă ai și o teșghea, îți cauți mai aici dincolo teșghea. Nu, da. Dar pe asta nu o pierzi. Da. Pe asta nu o închizi. Da. Dar cauți-o, păstrezi cu, prin toate metodele. Ca să aduc, acolo să aduc un leu și aici trebuie să aduc un leu, zilnic sau mai mulți lei. Dar la noi aveți dreptate că vedeți că unii, îmi pare că politica asta, geopolitică, ne depășește și ne dăunează. Față de anul trecut, exporturile noastre minus 16%. Minus 16%. Nu cunosc chestiile astea, eu vorbesc cu oamenii, vorbesc cu oamenii din business și îmi spun, da, s-au deschis piețele în Europa, UK, dar prețul, nu? Dar calitatea, și aici vor ei de la băieții noștri, ei nu pot oferi. Noi tehnologic nu putem. Tehnologic costă foarte mult ca tu să le dai și ei vor. Să le ambalează cum trebuie. Da, da. Nu, e ok, oricum ambalează și în partea cealaltă. Dar ei vor anumite calibri, anumite diferit vor absolut. Condiții tehnice. Și condițiile astea costă foarte mult. Și prețul spre Europa puțin e diferit și drumul costă mai scump. Și prețul mai mic. Adică cumva ei vor altceva, vor economii, să facă economii. Cumva când, dacă te uiți așa, când se vorbește despre Republica Moldova, se vorbește despre ceva ieftin. Și ei nu pot cumpăra ceva scump de la noi. Pentru că știi, Moldova, ieftin, oameni ieftini, oameni care ne fac nou cel mai murdare lucru. Da? Pentru că, așa ne reputația noastră. Eu așa văd, pentru că Republica Moldova, în afară de a crea o forță de muncă ieftină pentru Europa, Rusia și America, nu face nimic. Și creiem noi. Nu, în ultimul timp se vorbește de tehnologiile informaționale. Totuși, tot de acolo vin. Reputația țării. Da. Acum, reputația țării, vedeți că în ultimul timp, integrarea europeană, reforme... Din 2009 noi suntem cu vectorul pro-european. Deși mă mai întreg azi dacă noi vrem sau nu vrem în Europa. Voi și sunteți... Din 2009 noi vrem în Europa. Păi cine nu vrea în Europa? Hai să fim serioși. Cine nu vrea? Toți vrem, dar noi putem intra în Europa. Noi avem banii ăștia care trebuie să-i dăm lunar sau anual Uniunii Europene ca să fie în Uniunea asta, trebuie să dai ruble. Mai devreme, mai târziu trebuie să dai bani. Trebuie să dai bani, da, dar noi de unde să-i luăm? Dacă noi, oamenii ăștia europeni, noi să zicem, bă, da, prostii, 9 ani sau din 2009 până am câți ani? 14 ani, da. Câte milioane au băgat oamenii și în țara asta și ei nu au făcut un drum dintre ei? Fieznic. Nic nu-i făcut, nic. Eu personal, eu m-am dus în 2013 de acasă. Și dacă am venit, am un an de zile, eu am venit acasă, cum am lăsat țara asta, așa am găsit. O mai cărchit niște drumuri pe acolo, dar dacă mergi în sat la mine, cum a stat drumul, așa și este. Sunt borți de oseamnă cu mine pe drumul așa. Și noi vorbim că noi trebuie să le arătăm Europei că vrem în Europa. Noi așteptăm cineva să ne facă. Asta și, din Europa. Și cum e? Iar vrei să ieșim în stradă, strigăm că vrem uneori, după am strigat ea la rând aici și cu voi. Intrați-i, ori ieșiți, ori intrați odată și faceți. Așa, eu propun să facem o mică pauză de publicitate și continuăm misiunea. Pauză de publicitate. Stimați telespectatori, continuăm emisiunea. Spuneam că l-am în studio pe domnul Grigori Manole, care este antreprenor din raionul de Sporeni, pentru altele din ce localitate? Șândreni. Șândreni. Da. Eu am fost pe acolo. E o localitate mică. Nu.
Mărișoară? Foarte mare. Șandrieniu, el e înfrățit cu Bărzăreștiu. Avem, a, alături. Da, da, da. Noi avem aceeași primărie și e cumva e foarte mare. Am înțeles, sunteți într-o comună. Da, e o comună. E o comună. Și Andreiul e așa, e un sat pitoresc, așa, pe o... Dar oricum e un sătuc. Da, e un sătuc, dar e foarte frumos. Am înțeles. Da. Eu am fost împărțit și în regiune, eu sunt din regiunea Basopului, ca cum ar fi centru. Nu am reținut că el intră în Bărzărești. Da, pentru că Bărzărești îl cunoaște bine. Spuneam că l-am în studio pe domnul Grigore Manole, care este deci om de afaceri de la Nispăreni, din satul Vărzărești și Andreni, dar cel mai important că este o persoană care a revenit din diaspora. Și în prima parte a emisiunii am vorbit așa, despre lacunele noastre de guvernare, despre diferențele între educație, între moldoveni și americani, totuși americanii sunt mai solidari. Nu suntem să vorbească, nu suntem să lucreze mult. Da. Moldovenii alea că parcă sunt mai neorganizați. Deși noi nu suntem popor leneș. Trebuie să suntem lăudați. Că avem casă frumoasă, că avem garduri frumoase, că știm să ne facem o nuntă frumoasă, da? O cumătrie frumoasă. La urmă, noi suntem oameni făloși. Nici de cum nu... Suntem lăudăroși? Lăudăroși. Noi, ca la mine, ca la nimeni să fie, da? Adică eu personal... despre căs și despre nunți, nunta e tineretului. Eu, mă scuzați că v-am luat puțin vorba din gură, dar mi-ați spus mincea la picior. Dacă se uită cineva tânăr amul la mine, eu vreau să vă spun așa că nunta e făcută ca să pui o piatră de temelie pentru tineret. Dar noi ce se întâmplă la momentul de față? Tinerii practic își fac nunta singuri, dar cu așa prețuri. Asta e Doamne ferește. Și le fac cu Doamne, Doamne, Dzăule. Dar nu întâi pentru mine, da? E ca oastea sau neamurile soției, neamurile soțului și a nănașului să vii cu un mic ajutor pentru casa lor. Dar noi și facem. Muzicanții, 3.000 de euro. Fotoaparat, 3.000 de euro. Dansatori, 400 de euro. Da, 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 da. Și tot asta se iei din buzunar la Niri, care a lucrat 7 ani de zile în Germania. Au venit acasă și toți banii au băgat în nuntă și el nu a scos jumătate. Pentru că omul, indiferent de unde tu ne-i faci în nunta, că o faci în restaurant sau o faci în cort, dacă are 100 de euro să o pui pe masă, el n-a să pui mai mult. Dar la noi nici nu există restaurante care să-ți ofere un loc de 100 de euro. Toate trec de 2-3 mii de euro pentru om, înțelegi? Dar de unde să dai omul așa la 500 de euro să pui pe masă? El nu are. El nu are. El vine la tine. Lui plăcut să vină, dansează. Păi, eu atât am. Așa eu nu pot. Și cumva noi distrugem. În loc să ajuți tânărul așa la, tu îi pui chedică. Personal, pentru mine, nu, dar știi cum e. Te-ai întâlnit cu mama, tata, sora, fratele, doi prieteni buni. Te-ai dus undeva într-o vacanță de asta, de calibru. Dar moldovenii, după ce au făcut nunta, trebuie pe urmă să se laude. Bă, dar eu acum am făcut-o. Da, da. Mireasele trebuie să suni una la alta, zice, dar păi ia, uite unde am făcut. Tu ai făcut acolo, dar am făcut și eu tot acolo. Auzi ce fotografie avea. Corect. Și cu căsele fix așa, nu e așa de tare, nici jelele de doamnele astea care s-au dus 20 de ani în urmă în Italia. Să-și facă reparații la casă. Să-și facă reparații la casă. Să reconstruiască casa europeană, cum spune. Da. Și o distrus, practic, psihica copilului și o distrus psihica ei și a ajuns acasă. Și casa nu e reparată, dar e plină săraca de boli. Asta e durerea Moldovei ca atare. Da. Că tăți așa, că Europa, că Italia, că Italia. Săraca femeie și-a fost prinsă în patru pereți, stând cu un om bolnav psihic sau un om bolnav la pat. Ce faci tu de om și ala? Nu faci nici pentru și pentru 1.000 de euro pe lună, 12.000 de euro pe an și de aici ai și cheltuieli și tu trebuie să faci și casă. Adică vreți să spuneți că mulți dintre cei plecați în diasporă, de fapt, nu trebuie să o facă? Nu. 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 La sigur că nu. La sigur că nu. Acum ne întoarcem asta să vedem încă peste 10 și 15 ani de zile, peste 10 și 15 ani, când generația care a crescut fără părinți a să fie în locul nostru. Vreți să spuneți că a să fie mai bolnavi? Da, dar e deja copilul crescut fără mamă. În calitate de istoric vă spun că de pe emigrările astea au trecut și alte popoare, turcii, grecii și spanioli, portughezii.
Desigur, i-a afectat, dar cel puțin grecii se întorc așa într-o treia generație, se întorc înapoi acasă, chiar dacă au trăit undeva prin Germania, pe Marea Britanie, și se întorc acolo și procură acasă averi, adică se întorc măcar într-o treia generație. Eu vorbesc de generația asta și cu dânsa. Noi o viață trăim pe pământ. Noi odată trăim, corect? Deși ne batem joc de viața noastră? Deși noi ne batem joc? Deși eu trebuie să trăiesc pentru casă? Eu trebuie să trăiesc să-mi fac casă? Cine a putut să vă oprească pe dumneavoastră când ați plecat? O putut cineva să vă oprească? Să găsiți un pedagog, un tânăr, un părinte, cineva din guvernanță, să spună, băi, stai pe loc, nu te duci, că se poate de lucrat. Eu, la mine, eu m-am dus cu căruța de acasă, eu m-am dus cu femeia de acasă, eu nu m-am dus singur. A, v-ați dus cu tot. Da. Ia că așa, dar oricum ați plecat? Eu am plecat, eu eram student la facultate. Eram anul 3 la medicină veterinară, da? Și am câștigat green card. Eu niciodată m-am gândit ca să ajung în America. Eu m-am dus în New York, ne cunoscând pe nimeni, m-am dus acolo. Deci pentru că atâta știem despre America, New York. Și eu am scris acolo, New York, eu mort cop, trebuie să ajung în New York. Și gata, am ajuns acolo, bă, da prost. M-am descurcat, am avut noroc de ceva cunoscuți care mi-am găsit pe facultate și m-am ajutat, da. Eu m-am dus cu gândul că trebuie să vin. Și eu m-am dus de tată cu soția, eu am făcut 3 copii, am adus acasă, eu am făcut acolo. Este cetățeni, eu am adus acasă. Toți trei ei au născut acolo. Toți. Și eu le-am tăiat buricul la tăiți. Eu am asistat. Și asta e așa de plăcut, nu știu, dacă este un bărbat care se teme de asta, nu. Duceți-vă. În primul rând, când tu ești lângă soției, medicii se comportă de 3 ori mai bine cu soția ta. O stimulez pe dânsa că eu nu-i singur la durerea aceea. Eu așa de tare împingeam cu maina leșunată la primul copil. Acolo în Statele Unite permit. Eu nu știu, aici la noi tot permit? Am înțeles că da, permit, dar cumva așa, alt. Nu știu. Medicii noștri poți fi mai cu alt comportament. Da, dar nu știu, sunt niște momente în viață care, eu nu știu, indiferent, cred că de ce nu s-ar întâmpla după asta în cuplu, tu n-ai cum să urăști omul și ala când vezi pe ce treci. Da. Acolo e clar că bine că sunt relațiile astea între. Eu vreau să ne întoarcem la afaceri. Totuși, în emisiunea aș fi în partea asta a doua să vorbim despre afaceri. Cum v-a reușit dumneavoastră pe teritoriul localității, pe teritoriul regiunii, în Republică în general, având niște rezerve de bani, să vă faceți afaceri? Ce greutăți ați întâlnit aici? Ce v-a reușit? Știu că ceva v-a reușit. Cel mai greu și-a fost. Și eu am mai spus-o de mai multe ori chestia asta, eu eram încă în state când făceam treaba asta acasă. Avem pe cineva aici, m-a ajutat. Dacă nu era persoana dată, eu cred că nu o duceam la capăt. Documentele te omoară. Documentația te omoară. Tu ca să... Dacă eu compar Statele Unite cu Moldova, noi suntem cu 1000 de ani în urmă. 1000 de ani în urmă? 1000 de ani în urmă. 1000 de ani în tot sensul, ia că chiar aceeași autorizație de construcție, ca tu să-ți dai o autorizație de construcție, îți trebuie zile, dacă nu și luni. Dar să faci un proiect de casă, asta e, Doamne ferește. Spune ce slămărește asta. Oamenii nu sunt calificați acolo unde să stau în funcții publice, funcționarii săi, exemplu... educați, corupți. Tot odată. El dacă poate să-ți semneze ția foaia asta, el are 40 de zile să-ți dea documentul ăsta. De poate amuia și strebă acolo, Grigore. Ia că am nevoie să dați permisiunea asta. Dar el are are timpul lui, de exemplu, că el foaia asta poate să o dea în 40 de zile. Apel în 40 de zile, el la 40 de zile ți-o dă, el nu ți-o dă azi. El nu se scălește, n-a Grigore, duci și lucrează mai departe. Nu. El mai studiază, mai cercetează. Și studiez. Și dă-i mai poate și omului să lucreze. Tăi, pașii, omul ăsta vrea să facă bani, vrea să aducă niște lucruri, trenuri cu țică. Nu! Chestia asta, documentația asta te omoară. Tergiversare. Da. Termenii. Te omoară. Și oamenii. Da, dar cu oamenii la lucru, asta e tragedie totală. Doamne, ce aveți în vedere? Nimeni nu vrea să lucreze. Nu vrea să lucreze? Nu. În orice domeniu. Eu cred că toată lumea e de acord cu mine. Nu găsiți lucrători. Nici într-un domeniu. Nici într-un domeniu. Și asta e gena noastră.
Asta e jina noastră. Eu când eram în state, tot eram supereroul satului sau a părinților și la tot. Trumăsătura asta de bani din state sau din, nu că, nu anume personal de mine vorbesc, dar în general. Toți avem cineva dus psihotare. Și așa l-a dus psihotare, Robin Hood-ul, familia lui. Ne trimite niște bani. Da. Pachetă răra e ca, haideți azi, la, azi e miercuri? Azi e. Haideți, vă rog frumos, la mine, la spălătorie. Azi apăs toate busurile, toate busurile care vin din Irlanda, Spania, Germania, tot acolo. Șed tineretul, e ca și șed cu gentuța și ei pachetelor. Și știu dintr-o pachetele vin de acolo. Da, și știu, uite, păi tinerile trebuie să mâncească, Doamne ferește. Nu, el pachet. El primește pachet și el nu vrea să vină la materiale la serviciu. Pentru și, pentru și. El îți gândește și eu să-l îmbogățesc pe ăsta al Dănianțu și. Nu? Eu trumesc mă mic acolo tot felul de cărnați, tot felul de sâruri, brânză, nebrânză, tot ce vrei. Pâine, dacă e ajung strumat pâine din Europa. Prin, dar și noi nu avem pâine acasă. Asta e treaba. Și noi nu avem pâine și cu noi nu avem carne și nu avem. Tot și este. Ce să lucrezi? Eu luă prânietul în fiecare lună, în fiecare miercuri prânește pachetelul, dar nu-ți ies omul ăsta la lucru. Dar știi cum? Organismul care se hrănește pe baza altui organism se numește parazit. Parazitare, da. Noi suntem paraziți în majoritatea oamenilor. Diaspora nu înțelege chestiunea respectivă? Diaspora prea tare înțelege că eu vorbesc în fiecare zi cu oameni care vin de acolo, dar ei învățat. Ei învățat, ei jinoveți. Noi suntem jinoveți. Nu-i nimic. Nu, bine, ce s-ar putea de făcut aici până la urmă? Părerea sunt doar câteți acasă. Dar cum se întoarcă dacă ei nu vor? Acolo, vrei, nu vrei, primește un cât acolo? 2000 de euro pe lună are, mai cheltuiești, mai cheltuiești, ceva rezerve rămân doar vreo 400 de euro, 500. Și ce faci cu 400 de euro acolo? Îi pune la buzunar, le pune și înțelegi. Vii odată pe an acasă. Și cheltuiești. Și cheltui. Și practic nu-ți rămân nimic? Nică. Dumneavoastră totuși au reușit. Ați făcut niște rezerve, cer scuză. Dar nu sunt chiar cel mai bun exemplu de a face un business. Eu, dacă sincer, îl șlefuiesc, pentru că n-am făcut eu, a făcut altcineva. Altcineva, nu știu cum a făcut, că nu s-au făcut lucrurile ca oameni, înțelegi? Și eu n-avem experiență în domeniul cofetăriei, n-avem experiență în domeniul spălătoriei. Eu nu am experiență în domeniul agricol. Eu am făcut tot asta cu ochii închiși. Și eu am mă ciocnesc din niște probleme care nu le cunosc și eu trebuie să plătesc. Specialist? Da. Și plătesc cu timpul, cu bani, cu toate cele, ca eu să înțeleg ce fac. Și multă lume mă întreabă, grija, ia că am, de exemplu, îi spun de o sumă de bani, ce să fac ca să pot trăi bine. Și la toți le spun, faceți și cunoașteți voi. În primul rând, cel cunoști. Mai bun business e și tu cunoști. Nu te dori în domenii dacă care dacă ești un electric bun în Italia, păi vină dragul tati acasă și deschideți firmă și ai ține de electricitate. Și tu ești fii cel mai bun conducător a firmei tale pentru că tu cunoști ce înseamnă electricitate. Da. Dar la noi cumva treaba asta că eu să mă bag și în Moldova, păi, prada, eu sunt sătul de construcție acolo. Eu vorbesc și aici vorbește lumea vorbesc. Eu nu mai... Noi avem nevoie de specialiști, pentru că la noi, țăranul de rând, eu, de exemplu, nu știu, eu pun o priză. Serios, și nici nu vreau să mă înveț. Nu, este om care eu îl plătesc, el vine și îmi pune priza. Ei, moldovenii tăți... Dar la noi, noi știm pe cele. Da, noi știm pe ce. Vine, te rog frumos, din Italia acasă. Fă-ți o firmă și de electricitate. Și eu o să apelez la serviciile tale. Fășeți și ați făcut acolo, fășeți acasă. În care domeniu ar putea diaspora, ca reprezentanță din diaspora, să se întoarcă? Și ei s-ar găsi loc de lucru. În toate domeniile. În toate domeniile. Este de lucru strașnic. Dar nu avem oameni. Și bani la noi în Republica Moldova se fac foarte mulți. Încă o dată spun. Nu, problema că trebuie să existe. Ei trebuie să aibă niște garanții. Nimeni nu dă garanții. Și, crezi că fratele dumneavoastră, dacă e în Italia, spune, veniți domnul Victor la mine, că eu ați vă ajut. Aveți siguranța asta că el ați vă ajute? Nu. Și te duci și asta e 3 zile, atunci pe asta zic, băi, tu rogi scata de lucru, corect? Așa și aici, nimeni nu-ți dă siguranță că este întoarce acasă și trăiești bine. Dacă ești puturos și nu faci, nu trebuie să schimbi țara, trebuie să schimbi mentalitatea, e simplu. Nu, eu, de exemplu, mă pun în locul la cei care, hai, au stat 10 ani acolo, da? Și undeva și-au făcut, eu știu, cu câteva mii, 20, 30 de mii, 40, 50 de mii, ca regulă e suma asta, undeva. De euro și el vine aici și zice, păi, bun, 40 de mii, am eu acolo ceva bani,
unde aș putea să investesc ca să-mi fac o mică afacere, ca eu să pot aici cât de cât supraviețui. Și eu, de exemplu, consider, da, după exemplu dumneavoastră, după un președinte de raion care trebuie să mă convinc, băi, veniți aici, pe teritoriu, ați vă dau pământ, ați vă dau în ariandă, sau ministru, să-i adune, să facă, nu pur și simplu vorbăra în zadar, dar să spună, ia, uitați, o mie de proiecte noi avem anul ăsta, ia, și veniți. Și eu le dau anumite garanții că eu am să-i susțin în zile albe. Încă o dată spun, indiferent de ce nu ți-a dat statul, care garanție nu ți-a dat statul? Dacă tu nu cunoști domeniul, nu te băga. Nu te vără. Nu te vără. Da. Bagă-te în domeniul și ala care tu îl cunoști. Și eu aici, e ca de exemplu, dacă ești primar, da? Și vine cineva la tine și spune, băi, Grișa, ia că eu vreau să fac așa business. Eu cred că noi trebuie să-l curăm pe omul ăsta, să-l ajutăm. Băi, să-l ajutăm. Să-l ajutăm. Da. Uite, domeniul ăsta e bun, numai că concurența e foarte mare. Ia că noi și uite... Ți-am propune o leacă alte domenii. Uite, domeniul ăsta sau uite sectorul ăsta, că acolo e prea mult chestia asta. Dar la noi, nu, și vrei, bravo, hai, dă-i gaz. Și mai bag un om acolo. Mai vreau un om. Mai bag un om acolo. Și altul se duce. Înțelegi? Trebuie echilibru. Echilibru. Dar noi nu-l avem nici într-un domeniu. Nici într-un domeniu nu-l avem. Nici într-un domeniu. Cu părere de rău. Asta e realitatea. Da. Am înțeles. Dumneavoastră, concret, unii vor reușit? Câte leacă între cele? Spălătorie. Da. Ați făcut-o? Da. Cu agricultura? Cu agricultura... Nu. Nu pot să zic că am succes, dar eu mai tare le-am pus de suflet. Eu, când eram copil, toată lumea avea cireșe, numai noi n-avem. Am văzut că aveți cireșe. Da. Și mă dușeam la cireșe și toți mă alungau în stânga, în dreapta. Și eu m-am jurat. Eu când ați cresc marea să-mi pun un hectar de cireșe. Și am să mă duc și am să mănânc singur. Și am uia, eu am un hectar de cireșe frumoasă. Dar la toți oamenii cei care mă alungau din livadă, șed de părloagă, dar la mine livada e frumoasă. Dar cu legători ați mai găsit zilele astea, că am văzut că-i căutați? Cu legători? Da. Nu caut cu legători, pentru că eu vreau să fac și așa am văzut acolo. Acolo nimeni nu culege, nici mierile, nici căpșunile, nimeni, nică. Uh-huh. Amenajează cumva livada frumușel. Și chem eu omul, de exemplu, 50 de lei, vină și mănânc și reșe pe antidă de adură. Vrei să-ți culegi, de exemplu, atâta kilogram? Eu asta vreau să fac. Adică varianta asta. Da, și omul iese din zona de confort. Mai iese, mai vede. Copilul ăsta mai vede altceva. În realitate ați avut? Ce? De ăștia vizitatori? Da, cum? Da. Da? Da. Se găsesc pe teritoriul localității, pe teritoriul raionului. Da, da. Vin la mine la spălătorie, Grișa, vreau să mănânc și reș. Și arăt livadă. Iar acolo. Fui și mănâncă. Adică nu numai decât să alergi, să le culegi, să le duci la piață, nu știu unde. Nu știu, dacă vă uitați, asta e foarte, foarte pe internet și cu căpșunile tot așa. Vin ideile noi și asta e bun, că când vin oamenii de acolo care au văzut altceva și practică lucrurile aici, se schimbă. Da, se schimbă. Nu trebuie să ne temem de schimbări. Tăi și altceva. Adică și aici noi avem tradițional, e foarte bine. Dar când vine și altceva, încă e frumos. Cumva creez niște lucruri noi. Cumva, nu știu, îmi frumusețez. Da. Deși trebuie să avem afaceri numai în centru. Nu, dar ce? Eu, camping pe Toloac, te duci acolo, frumusețe totală. Pe teritoriul raionului, în general, așa, locuri turistice... Sunt foarte multe, dar nu sunt promovate. Nu sunt promovate. Nu sunt promovate. Dar pot fi promovate. Da, sigur. Și acolo s-ar găsi niște locuri de muncă, pe altele. Da? S-ar face niște locuri de muncă. Da, da. Așa. Acum încerc să vă întreb despre ceea ce ați încercat dumneavoastră să spuneți. Coeziunea asta a societății, solidaritatea asta, cum să o educăm noi, de unde să începem noi? De la partidele politice. Ca partidele politice nu trebuie să devii secte. Că eu așa am o impresie că noi nu avem politicieni, nu avem sectanți. Că indiferent de cine îi zice și nu numai de o anumită culoare politică, de așa. Toate gândesc cum să fac ca să atrag oamenii la dânsul, ca să atrag oamenii la dânsul, dezvorghesc urât despre europeni. Ca să atrag oamenii la mine, dezvorghim urât despre ruși. Nu se poate așa. Dezbinare și dezbinare. Nu se poate așa. Și dacă eu, de exemplu, am ieșit public și am vorbit ceva și nu-mi place, eu deja devin
mă fac în tot felul. Uneori ambele tabere, da, că dumneavoastră ați nimerit în situația asta. Da. Și uiți la dânsii, voi aveți capul vostru pe umeri să gândiți corect. Deci trebuie să-ți pui, deși tu chiar nu vezi, chiar șez așa să și cu tine. Eu nu pot așa gândi. Eu și nu pot înțelege. Și vin neamuri la mine, stai din gură, și-și mă rătâns, uite, atâta trăiești așa, că așa ți-i mentalitate, gata, eu nu vreau să trăiesc așa. Caută să te îndrepti pe calea și-i dreaptă. Da, dar nu e asta calea și-i dreaptă. Eu nu văd asta calea și-i dreaptă. Lui îți pare că el o știe. Dar noi trebuie să ne pare că ceva, dar nu știm nică. Noi nu știm nică. Și întotdeauna, eu de exemplu, dacă cred că azi am făcut ceva ghini, apa a doua să mă trezesc dimineața și zic, uite, nu a fost bună ideea asta. Nu a fost bună. Da. Uneori vă răzgândiți, a doua zi? Da, sigur. Da, sigur. Întotdeauna facem greșeli și eu nu sunt cel mai curat om de fața pământului. Că partidele promovează dezbinarea, asta e clar și asta e de mult. Dar vedeți că la noi, într-adevăr, chiar și în criza asta mare, că noi suntem într-o criză, așa spunem noi, cronică, mai mulți ani, și nu se găsește așa un fel de centru, de consolidare. Domnul Stepanic, ați vă dau o întrebare în noastră. Și ați fost în politică, ați spus că ați fost cu Dodon. Toate partidele politice și toți liderii politici care au fost la conducere, după și eu trecut 4 ani de zile, au dat jina pe ceva că nu i-a reușit. Da? Și eu am impresia că ei se bucură că există o problemă. Da? Cum a fost, de exemplu, pandemie. Tăi ți-o dai jina pandemie, au fost pandemie, n-am putut face nic. Am la moment, e război, o, e război, n-am putut face nic. Da. Altceva a fost, și e ca și tăi ți-o trecut. Asta e problema, că la noi nu se mâncește la nivel de primul cap. Când a se mâncească de primul cap, când noi avem nevoie sus acolo, avem nevoie de un cap deștept. Da? Un cap deștept care e pentru țară, în primul rând, care e pentru țară și ține la țara asta și nu se gândește la bani și nu se gândește la nimic și echipa lui să fie tot așa. Dar noi niciodată nu avem profesioniști la putere. Niciodată. Înțelegeți? Și chestia asta că eu ajung la putere, trebuie să-l iau numai decât pe șenu, cu mătru, socru, cumnatul, să-i pun, eu să-i pot controla. De atâta noi trăim așa cum trăim. Înțelegi? Când noi n-as mai avem cu mătrei, n-as mai avem... Uh-huh. Atunci noi să trăim bine. De atâta timp cât aceștia câștigă cu populismii ieftini, că ia ca așa, la așa, la așa, cam uite, uiți, fix așa e problemă. Tăți cu mătrei, tăți s-a lor acolo. Tăți s-a lor. Eu vorbesc de local. Eu nu trebuie funcții politice. Poc. El funcții politică. Și cu voi, de să ne apucăm de lucru, ai fraților, deși tu trebuie să te vâri în politică dacă nu o cunoști. Eu discut, pentru că eu nu mă bag în politică, eu discut, pentru că eu sunt omul de rând care trag de urma lui ăștia care își bat joc de societate. Și eu așa de tare vreau ca copiii Republicii Moldova, care au mai rămas și care cresc, să simtă iubiți, să simtă că cineva face ceva pentru dânșii, dar ei te-ți... Te-ți mă duc la mama la Italia, te-ți mă duc la tata la Germania, că e ca cum vine vara, mă duc. Te-ți așa se gândesc să se ducă din țara asta. Te-ți, e ca așa. Eu trăiesc între dânsi și eu văd ce se întâmplă. Eu am revenit acasă și eu nu vreau să mă duc înapoi. Și de atâta promovez chestia asta. Băi, dă să ne schimbăm, dă să venim acasă, că ăștia își bat joc. Aiește, eu când vorbesc de aiește, eu vorbesc de la general policieni. Nu aiește amuia. Despre aiește nici n-ai ce vorbi. Încă nu, singur nu știu ce fac, nu știu cum a ajuns acolo, își dă prin cortul și poc la conduce. Ei, dar diaspora îți consider că a votat anume pentru dânși. Și eu tot am votat pentru dânși și dumneavoastră cred că toți ați votat pentru dânși. Eu n-am votat pentru dânși, dar... Păcate! N-am votat pentru dânși, dar aveți dreptate că, mă rog, unii dintre dânși arătau anumite speranțe. Corect. Parcă gândirea era lucidă. Corect. Dar eu consider că salariul lor e foarte mic. Foarte mic. Eu consider... Chiar așa este, 50-70 de mii pentru miniștri, da? Da, foarte mic. Și vă spun din ce. Să faci un simplu drum, de variantă albă, costă câteva milioane de lei. Câteva milioane de lei și din mâna primarului. E ca așa, cu mâna pe 3 milioane de lei. Ei, nu e așa de simplu, eu știu că lucru. Ca să-i capiți acolo trebuie să... Oricum. Da. Cum omul ăsta care primește 12.000 de lei salariu să nu pui mâna pe bani de acolo? Cum? Cum? Aici e vorba de educație. Cât de educație, cât de bună educație n-a fi, banul schimbă pe orice om. Eu am observat. Eu să vă spun pentru mine banul e hârtie. Să vă spun un exemplu.
Logica asta, care o promovează dumneavoastră, eu fost în principiu expusă și promovată. Președintele Snegur încă era regretatul, președintele Lucinski pentru altul tot așa. Da. Ei, președintele Voronin era mai echilibrat. După 2009, inclusiv președintele Timofte, țineți minte, el a spus, cum să avem noi sistem judecătoresc bun? Noi trebuie să majorăm acolo salariile. Salariile, da. 300%. Și lor s-a dat 300% cu facilități și așa mai departe. Ca un judecător să plece din funcția cum aia, el trebuie să-i dai o jumătate de milion, să-i dai de lei. Uh-huh. Pensionarul și-a vedeți că nu-i poți da 10 lei că să nu moară de foame, nu-i ajunge de medicamente, dar aici, fără să-i criticăm pe da. Ei. Și sistemul oricum, e că a venit actuala guvernare, spune, sistemul e corupt, acolo trebuie să facem reforma justiției, că ei țin 3 ani de zile de reforma justiției și-a distrus așa, îmi pare că ce mai fost. Adică, este om care o să lucreze și cu 10.000 de lei, tot, dacă a fost educați acasă de părinte, nu pune mâna. Nu pune mâna, fiindcă mai devreme sau mai târziu, ei să nimerești. Omul, dacă e educat, prin frică, prin... El rezistă și cu acei 10.000 de lei. Dar la altul poți să-i dai și 100, poți să-i dai și 300 de mii. Da? Și oricum o să gândească cum din miliardul acela de mai furat, cum spune, de ce ordin ceva. Cer scuze că eu v-am... Dar e corect abordarea dumneavoastră, dar tot cu bani se rezolvă. Omul care are bani, tot cu bani rezolvă întrebarea. Adică el dacă a furat 4 ani de zile ca ID și a furat mulți bani, mulți bani a furat, apoi el cu banii și ea, uite, tu l-a prins furând. Și ții și s-a lămurit întrebarea. Și așa e de 33 de ani în Moldova. Că ați văzut vreun președinte, vreun primar, vreun ministru să te-ai închis? Nu. Nu. Unii milion, unii miliardul, unii miliardul, unii spanii, unii că nu șede nimic închis. Tot dau jina pe șoara asta că trebuie să-l aducem, să-l închidem. Stați o leagă. Nu fura numai șoara acolo. Acolo sunt mai mulți, da. Da. Și nu șede nimic închis. A intrat, a făcut o clounată acolo, că eu închis puteți câte 10 zile, asta nu-s probe. Nu, justiția nu se face, nu știu cum, nu știu ce. Nu, știți cum e scris în Biblie. De la început a fost cuvântul. Oricum, chestiunea educației și vedeți că e foarte interesant modelul acesta american. 300 de ani ei au educat societatea un anumit comportament. Ei respectă separarea puterilor, ei sistem de judecător, ei sistem de polițist. Corect, dar sistemul american... E că eu vă spun, nu știu, poate nu e corect să spun așa, dar acolo corupția e legală. Da. Adică cumva statul există folosește. Lobism, da. Statul folosește de chestia asta. Eu nu pot să-i dau, mă opri poliția, da? Eu nu-i dau polițistului mită, pentru că mă închidi, automat, pe loc. Da. Dar eu nu-i avocat. Dau avocatului 1000 de dolari. De exemplu, dacă am mers cu viteză mare, da? Eu îi dau avocatului 1000 de dolari și el, ticketul sau... cum să spun, ștrafă, este, mă scuzați. Da. Amenda asta? Amenda, mă scuzați ca să zic amușcă. Amenda asta care ne-a pus-o el pe viteză, ne-o transformă în parcare. Când m-am parcat, neregulamentat. E posibil așa? Da. Uh-huh. Ați înțeles? Adică avocatul așa poate să interpreteze. Da. Adică el face chestia asta și se hrănește automat. Și avocatul. Prin încălcarea ta. Da. Și tot e normal, și tot trebuie să ghini. La noi... Unul s-a venit două fetiți la mine care lucrează pe ambulanță și vor să se angajeze și tocmai le-au dat lăcrânile că vor să se angajeze și le trebuie câte 1500 de euro să bagi la lucru în spital. Când te duci la spital și nici un doctor nu-i, că n-avem doctor, n-avem oculist, n-avem ce. Soră medicală să angajeze, trebuie 1500 de euro. Și mă uitam, zic, dar de ce tășeți fetele? Eu uită dacă vorbim vopșa în nasul meu. Și el plătesc, dar azi am făcut un video. Uitați-vă, vă rog, la comentarii acolo. Uitați-vă în comentarii. Omul scrie, că grișa, eu tot am plătit 80.000 de lei ca să intru la lucru și eu plătesc, plinesc 8.000 de lei salariu. Hă? Da, e urât chestiunea asta. Trebuie de discutat, oameni buni, trebuie de ieșit, trebuie, noi nu e pe timp trăi așa. Lumea ajunge pe lună, lumea ajunge, face vapoare de asta, dar noi că am vândut cu 200 kg de miere mai mult Uniunea Europeană, ne lăudăm, că am cărchit două drumuri, ne lăudăm, măi băieței, oameni, ieși toleacă, ieși din zona asta de confort, trăim-i.
Nu, vedeți că aici este factorul, dumneavoastră ați spus, partidul politic trebuie să fie model, dar aici și pedagogii trebuie să fie model, și liderii țării, conducătorii trebuie să fie model. Dar multe lucruri pornesc de la cei 7 ani de acasă, de la părinți, de la... Educația, în primul rând. De la educație. Dar noi avem o educație bună în Republica Moldova, de fapt. Instruire, mai. Instruire. Instruire, sens că noi dăm cunoștințe bune. Da. Dar este altceva, că eu spun așa și eu ca pedagog, mie îmi pare că noi totuși educație dăm destul. Educație patriotică, de exemplu, nu dăm. Da. Educație civică, ceea ce promovați dumneavoastră, că mă uit în postul, ea se numește educație civică. De fapt, dumneavoastră promovați niște... Nu, eu sunt schimbător de opinii. Adică așa mă cataloghează tăți, că dacă cumva eu ne-am pus un punct de vedere, deși eu nu sunt de acord cu ce și ei fac, eu deja sunt schimbător de opinii și sunt dușmanul lor. Ia ca și civili. Păi, stai la unora. A unora, da. Nu, că sunt alții oameni care mă susțin. Eu vorbesc ca un politic. Da. Politic vorbesc, da? Cumva, dacă fac un video și arăt o țară frumoasă, unde drumuri buni, ăștia, iau, noi asta am făcut, da? Cum mă duc la gunoi ăștia și arăt gunoi ăștia din centrul satului, da, sau din marginea satului? O, dușmanul nostru! Stați-o leacă, da? Hai să ne apucăm de lucru. Hai să ne apucăm de lucru. Hai să lucrăm. Da. Așa. Eu vreau să spun că, desigur, criticăm noi partidele politice, deși unii dintre ei mai au oameni acolo spate de discutat. Sincer vorbind, mi-aș dori ca oameni ca dumneavoastră să vină în politică. Oamenii ăștia echilibrați, da? Oameni care... nu o să întrebe de ce culoare politică ești, dar dacă o să vadă că ești bun specialist, cum a spus dumneavoastră, da? Un bun inginer, un bun agronom, îl angajați și îl pui la lucru. Da, da. Îl controlezi, îi dai salariu bun și îl pui la lucru. Da. Și nu îl întreb. Tu ești pro-rus sau ești pro-american sau pro-european, dar principalul rezultat. Până la urmă, cine o să ne facă? Dacă noi să ne apucăm noi singuri, să ne facem localitățile, să ne facem locuri de muncă și tot așa. Păi, e ca dumneavoastră ați răspuns la întrebarea de ce noi trăim așa cum trăim, pentru că fiecare partid când vine, schimbă oamenii de peste tot loc și pun oamenii lor, care nu au practică de nică. Tăiați așa fac. Pe mine, eu mâine mă pui președinte de țară ca exemplu, sau, nu știu, câștigă partidul meu politic. Noi vă dăm un exemplu, n-am eu treabă cu asta. Da. Eu cum să-i dau omul ăsta afară, când el are 4 ani de zile experiență în domeniu, da? Bă, eu vin la dânsul, măi băi, vrei să rămâi la lucru? Eu n-am treabă, Dumnezeu cu tine, fă-ți lucru mai departe, fă-ți lucru în folosul statului, nu în folosul meu, eu om bun, că tu nu lucrezi pentru mine, tu lucrezi pentru țara asta, eu vreau să merg pe drum să văd o țară frumoasă, eu vreau să văd drumuri bune, eu vreau să văd sate frumoase, dar noi nu mai avem sate frumoase. Noi avem câteva sate așa prin prejur la orășelul ăsta, Chișinău, care este, care cât de cât este, ok, dar te duci prin raioanele astea, te plânzi acolo lângă satul și ala, înțelegi? Dar eu vreau să merg, să văd trotuare, să văd oameni fericiți pe drum, dar nu vezi, deși, pentru că sfugiți de acasă. Dar ce au fugit? De prostii. Câteți ori numai să îmbogățească. Eu nu văd pe unul care... El a fost, am zis că n-am să zic niciodată, dar să zic pe mine a venit la mine să-mi propui ca să candidez din partea lor și el nu m-a învățat pe mine cum să fiu un primar bun. El automat îmi spune cum se poate de făcut bani. Și trebuie de frat acolo, pe loc. Cum se poate de făcut? Da. Adică, dumneavoastră spuneți că nu e chiar așa. Nu, e așa cum vă spun eu. E așa. Dacă el, om experimentat, care a fost în fața statului cândva, sau în fața unui partid cândva și a fost la guvernare și el ne spune că tu înțelegi că se poate nu numai 16.000 de lei salariu, dacă salariul te deranjează. Tu vii la mine și îmi spui chestiile astea? Când vine a plânzi că mă uit la satul meu și la nispărere. Poate căuta pe urși metodă să vă convingă să mergeți. Dar nu poți să mă convingi pe mine așa. Așa nu trebuie să... Nici nu trebuie să existe așa oameni, înțelegi? Nispărere și ala e fără glumă. E uita de lume. Acolo parcă... Dacă te duci în orice raion s-o mai făcut ceva. Dar nispărere și ala parcă e Doamne ferește. Serios, îmi plânge inima mine când văd treaba asta. Că mă duc, am în fiecare săptămână, noi avem tradiții cu familia, ne ducem undeva să vedem ceva, pentru că eu într-adevăr nu cunosc Moldova. Da. Eu dacă am fost în stat, eu cunosc mai bine America, în totalitate cunosc mai bine America decât Republica Moldova. Și am zis că nu, eu trebuie să-mi cunosc țara. Și mă duc, bandra noi, bandra altă, băi, peste loc se mișcă lucruri, dar la noi și e. Și suntem în centru oraș, în centru Moldovei. Republice, da. Cum? Și niște peisaje pitorești avem,
La noi tot e cel mai scump, drumurile cele mai rele, chiar de unul au făcut băieții, e cam unul s-a apucat, chiar îmi place treaba asta, că fac curat, spală drumul, bravo, s-a apucat o cuțică de lucru. Avem un gospodar acolo, la o gospodărie comunală și un băiet de treabă de tot. În centrul raionat să rândire, da? Da, și lucrează, au o echipă și în toată ziua lucrează și cumva se nișcă lucrurile. Apoi veni băieții și o desenat din... Concaz, nu mai țin minte din ce satul. Nu știu că azi vorbiu limba rusă, băieți, ăștia și au desenat drumurile. Fiind grija, mai murdar oraș ca nispărenii, noi n-am văzut. Parcă ne-a dat o palmă în cap. Serios, eu așa de tare mă chinui să dezvolt. Nu, raionul e subdezvoltat, acolo bugetul nu prea este, tot timpul... Dar de ce nu-i? El a stat pe dotațiile guvernului. Dar de ce nu? Pentru că nu s-a dat voie, înțelegi, tot fiecare și-a luat, e ca și-a furat fiecare de acolo. Nu, eu de-apt așa am spus, trebuie să vină alți oameni în politică, cât mai mult trebuie să vină și care au anumite experiențe, că eu modelul dumneavoastră, nu întâmplător v-am invitat în emisiune, modelul că l-ați văzut în Statele Unite, și faptul că sunteți totuși pragmatic, adică a privit lucrurile așa tehnic și normal. Și așa ce se numește, patriotismul. Pentru altele, cum v-ați descurcat cu chestiunea aceea? Sunteți pacifist? Care nici treabă. Eu nu vreau război. Deloc. Noi toți suntem pacifiști într-un fel. Da? Dar dumneavoastră ați promovat ideea asta așa cum? Noi nu vrem război. Nu. Guvernanțele astea să ducă diplomație. Da. Să gândească. Da. Da. Da, da. Și am văzut că să aveți mulți adepți, dar aveți și oponenți care vă avem, da, eu cred că fiecare oponent care m-a făcut și m-a numit pe mine că trădător de patrie, nu de Doamne, masa asta de lemn, nu de Doamne, un tank intră pe teritoriul Republicii Moldova, ăștia care m-au făcut pe mine, partizan, tot așa mai departe, ăștia fug primii, ăștia fug. Dar mulți dintre așa, în general, stau peste hotare. Jumătate, mai mult de jumătate, înțelegeți? Și tu, pe urmă, vii cu videouri și ne explici nii că ia ca viez fietele, se duc acolo și fac, și tu ești Grișa Icrovici. Eu am chestia cu Icra, dacă ați văzut-o, da? Eu am văzut postarea asta cu Icra pe internet. Da. Eu, mie îmi place toate produsele de mare, eu le mănânc. Noi acolo în state mâncam icră în fiecare zi. Și era tare ieftină. Pentru că noi o cumpăram de la băieții care prindeau pește, eu cream icră acasă. Și eu când am văzut că asta e chimie, copchii cu piete pe față, roșii, păi, stați-o alea, o sun pe doamna și ei spun, oi, ce faci tu? Ei, eu pus receptorul, m-a blocat peste tăi. Și eu am arătat la oameni, oi, nu luați de acolo. Și ei, în loc să mă susțâie, să zic, voi, uite, este un om, ne trezește la realitate, să nu cumpărăm. Dar unii fiscal, unii fiscul, el nu se uită că postări sponsorizate, asta le vede toată Republica Moldova, da? Deși eu am văzut asta, dar ei nu văd. Deși ei nu fac control, asta e alimentație publică. Da. Da. E sănătatea omului. Da, și el mă numește pe mine Icrovici și nu știu cum. El nu mulțumește pentru că copilul lui nu a murit. Și nu s-a otrăgit. Dar el mă numește pe mine așa, că eu am fost prost, că am cumpărat. Nu, prost a fost toată Moldova, că a lăsat ca ăștia să ajungă să vândă acolo. Da? Și s-au vândut de sute de mii de euro. Una. A doua, ei ne arată fetiți cum se antrenează, americani, cum sar parașutele. Chiar mă uitam, am făcut un copil acolo, o emisiune și m-a abordat de tot. Că iau, au venit americanii, s-ar cu parașutele pe niște copchiliți. Adică, are vedere exercițiile astea militare. Da, da, da. Și uite, tu și te-ai făcut în pantaloni și nu te-ai dus. Când s-a început războiul în Ucraina, dă Doamne să termine cât mai repede, eu atâta patriotism n-am văzut ca acum în Ucraina, tătă ziua deschidei TikTok-ul, numai copii, cum împușcau, cum tătă. Amu deschidem, de să deschidem cu dumneavoastră, intrăm pe TikTok-ul din Ucraina. Fiecare video e cum cineva plânge la cruce, e cum cineva fără mâini învață să mănânce, cum cineva învață să scrie cu chișorul, cum cineva învață să meargă în proteză. Și nu-i nici un guvernant așa, dar ei nu iese nimeni la discuții, că și. Nu, război o tragedie pentru Ucraina. Pentru toată lumea războiul tragedie. Și noi nici nu avem dreptul ca țară, care nu avem treabă cu... Noi nici armament nu avem nici măcar pentru
ei mă cheamă pe mine să mă învață pe mine să-mi puș. Ca idei, da? Nu trebuie. Pregătește, te rog, armata. Armata pregătiți-o să-mi puște. Nu pe mine. Eu vreau să am o armată dotată cu toate cele și când a să văd că ești dotat, poliția dotați-o bine, armata dotați-o bine, spitalele dotați-le bine, păi ce de copii. De dacă da. eu mă duc la, să zicem, Doamne ferește, să începe război, eu mă duc, să trebuiască să mă duc, când îți duci toată lumea, da? Da. Și eu mor, copiii mei și ne crește. Noi nu avem o casă de copii în Republica Moldova, normal. Și care le avem, săraci, și 14 ani, sunt gravidi pe acolo. Și asta, tu îmi dai stimul, nici și. Așa e. Eu nu vreau război, noi suntem țară care total nu avem treabă cu războiul. Deși noi... De asta suntem noi, țară neutră. Neutră, suntem, deși da. Noi vorbim de agresor. Dumnezeu cu dânsii. Când doi frați se bat, a treilea frate trebuie să tracă. Că aici doi pe urmă și sunt pași și tot a treilea. Noi trebuie tot să-i chemăm la pași, probabil. Da, noi trebuie să vorbim despre pași. Voi oameni buni, stați-o leacă. Soția mea e ruscă, tați-o e ucraineană. Adică eu și trebuie să fac, să mă sfădesc cu dânsii. Cum așa, e oameni buni? Eu nici nu vreau să aud cuvântul război, serios. Nu mă interesează că Putin e cineva, că Biden sau că ăsta, Zelenski. Chiar nu mă interesează. Ei se poate discuta orice problemă. Se poate discuta. Orice problemă. O venit cu rachetele. Ok, ei așa, ați clamat, și cu tine. Nu, eu nu vorghesc cu dânsul. Ok, nu vorghesc, vorghesc cu altcineva și mare lume. Că nu mori tu, nebunule. Mor copiii. Știți cum spune cineva, dacă ei și-ar trimite copiii lor și nepoții lor la război, toate războaiele astea nici nu s-ar risca. Nici nu s-ar risca. Corect. Așa. Da, să vii și pățești Ucraina următorii ani. Pentru că toată spuma societății a murit, tot germile, tot, cum spune, fructul tânăr a Ucrainei a murit. Tineretul, da. Fructul tânăr a murit. Fructul cel mai bun, colțul, nu-i. Și ei continuă, hai, dați-ne bani, opriți-vă, dă-ți să discutăm, dă-ți să ne așezăm. Oricum să oprească războiul ăsta. Dar contează de care a murit mai mulți, știi? De ce oameni discutăm azi? Și amuși ați vii cineva și ați zic, vezi că rusul nu vrea. Eu cred că dintre amândouă păstru să vrea. Se vede asta. Da, eu... Nu, păi, și mă pui tu mine împotriva Rusiei sau împotriva Ucrainei, dar nu vreau. Eu nu vreau să fiu împotriva la nimeni. Eu vreau să-i văd la masă. Ei doi să vorbească. Doi lideri de țară. Și cu noi. A noștri, cum ar trebui să concluzi? Eu cred că Doamne, ferește, nu vreau să... Noi din războiul ăsta, noi trebuie să avem numai de câștigat. Noi numai de câștigat, a trebuit să... În rând economic. Da. Dar noi am falimentat total. Dar noi, oamenii și-a nou, nu pot crea una, nu pot... Dar noi tot, la momentul de față, cumpărăm tăi de Ucraina. Așa ies cu război și cu bani bun. Și mică la asta așa. Da. Și creșterea economică. Da. Dar păi, oamenii și-a... Noi trebuie și cu lapte și cu șer, și să vinim. Dar noi... Da. O văzut vaca laptele din magazinele noastre? Dacă au garanții 3 luni, 4 luni de zile... Da? Hai să fim serioși, și mâncăm noi la ziua de azi. Eu ne aduc aminte când eram copil, aveam 8-9 ani de zile, la mine în sat, în Basoc, erau 3 rânduri de vaci. Dar dacă pun tot Vărzăreștiul și Îndrieniu și tot ce era acolo, era Doamne ferește. Fiecare om avea câte 2-3 vaci și încă căta lumea lapte scumpere. Dar la momentul rămasă de la anii în șer, la 90, încât la puterea sovietică. Da, muia, dacă eu când văd o vacă pe drum, apoi opresc mașina și îi arăt la copii vaca. Ia ca unii ajuns Republica Moldova. În sat. Da. În sat. Ia ca unii ajuns Republica Moldova și ei îmi spun ei despre război. Trebuie să ne învățăm a face economie acasă și ne ocupăm cu treburile noastre. Corect. Iaca. Noi, când fă curat așa, fă curat, nu te uita la vecin. Tu șezi cu sadul, cu grădina plină de sad și tu vorbești de grădina vecinului. Da. Băi, băieți, dar la noi nu-i regulă, nici un domeniu nu-i regulă, nici un domeniu, e mort tot. Și îi vorbesc de alte țări, stați o leagă, faceți regulă la noi și poți să mai discuți. Atâta timp cât tu ești cu pampersul la fund, Doamne, iartă-mă, tu îți permiți să vorbești despre așa sau despre așa? Nu. Domnule Grigorie, eu vreau să vă mulțumesc pentru participarea emisiunii, că așa de repede a trecut aici, mai rămas multe întrebări, dar ne întâlnim cu prima ocazie. Eu vă mulțumesc, eu cred că idei, sfaturi au fost multe. Cel mai interesant că și acei tineri, cred că și autoritățile au avut ce auzi, ce asculta, până la urmă trebuie să ne apucăm, cum ați spus și dumneavoastră, să ne apucăm toți de lucru. De lucru, numai de lucru. Fiecare avem domenii care nu se realizează, care nu sunt succese.
Și atragerea diasporii acasă e un lucru destul de complicat, dar prin exemple bune, prin logică, prin idei, prin susținere, ei ar putea până la urmă totuși să revină. Să revină și să întoarcă, să avem înapoi. Mulțumesc! Stimați telespectatori, l-am avut în studio pe domnul Grigori Manole, care este antreprenor și este o persoană venită din diaspora în ultimii ani. Am discutat cu dumnealui în această emisiune. Sperăm că o să ne mai vină și în alte situații și cu alte ocazii. Dumneavoastră vă mulțumim pentru audiență. Domnul Grigori și dumneavoastră vă mulțumim și vă dorim succes. Și vă spunem tuturor la revedere! La revedere!